Tocmai am primit la test mașina electrică anului 2022 în România, și anume Renault Megane Electric. Este o mașină pe care am avut ocazia să o testez într-un weekend prelungit și m-am bucurat fantastic de cât de mult a evoluat de la Megane-ul pe care eu îl conduc zi de zi și mașina asta. Mă învârt un pic pentru detaliile exterioare. Mă fascinează cât de mari sunt roțile. Pe aici se încarcă. Avem variantă și de încărcare rapidă. Farurile îmi plac foarte tare, cum arată, noua siglă. Și hai să ne urcăm înăuntru să vedem ce avem. Aici se deschide clapacioaca, tragi de ea, se deschide. Și ne urcăm. Îți iau ochii ecranele astea, pur și simplu, îmi plac foarte, foarte mult, pentru că te simți ca într-o mașină cu adevărat Star Trek. Am văzut că este la modă această tapiserie pe bord, la fel și scaunele. Îmi place foarte tare, cum a zis Tudor, blănița asta de aici, care nu face decât să amortizeze, fonic probabil, dacă ai ceva și zdrangăne. Ne urcăm. Volanul foarte fain, sigla din nou, avem pe partea asta zona de tempomat, limitator de viteză. În spatele volanului avem două clapacioace, nu schimbă vitezele, nu sunt de plus și minus, ci se referă la felul în care mașina decelerează și implicit recuperează energie. Practic, dacă apăs la maxim pe această clapacioacă, mașina va frâna în momentul în care eu iau piciorul de pe accelerație. Dacă mi-ar plăcea să nu frâneze atât de puternic, merg, sunt patru poziții și mă organizez în funcție de trafic. Recunosc că plăcerea mea maximă este să merg cu el strâns, astfel încât atunci când iau piciorul de pe accelerație, mașina să poată frâna. În rest avem aici varianta de multisens, unde pot schimba din eco în sport, se schimbă complet povestea. După aceea putem personaliza, avem varianta confort. Acum este lumină și nu se poate vedea, însă pe toată suprafața bordului avem un LED și pe ușă, și pe ușa de aici, dar și în spate. CarPlay deja nu mai este o noutate, Waze-ul este ceva uriaș. Printre avem și variantă de butoane, de aici se reglează temperatura în interior, mai tare sau mai încet, viteze, avarii, blocarea ușilor, încălzirea în scaune și, bineînțeles, opțiunea de care cine mă urmărește știe că îmi place cel mai tare, și anume volanul încălzit. Îmi place foarte tare pentru că eu sufăr cu mâinile. Practic tot din octombrie până în martie mâinile mele sunt reci în continuu. Putem pune, ia să vedem ce găsim repede la favorite, se știe, radioul meu preferat, Radio Baraka. Dăm drumul până se conectează. Pe partea dreaptă a volanului avem zona de telefon, microfon, iar în spatele volanului avem satelitul de volum, schimbarea radioului și intrarea prin meniu, selectarea sursei, iar aici la fel partea de, cum îi zic eu, ține de bandă și ESP off,
frâna de mână și partea de plecare în rampă. Iar un alt lucru care îmi place foarte tare este că aici, pe pătuțul ăsta, practic îți poți abandona telefonul, el rămâne fără să stea în ochii tăi, rămâne aici, se liniștește și în același timp se și încarcă. Iar dacă ai două telefoane, el poate fi pus așa sau poate fi pus foarte frumos așa. Aici spații, să pui și sticla de un litru jumate sau mai mare, depinde ce vrei, aici este fragmentabil. Cutia este generoasă, dacă vrei să pui, normal că e fain să se vadă și bine. Aici avem cutia de acte, torpedoul, cum îi zicem noi. Și aici încă o variantă de depozitare și un loc în care eu cel puțin țin cartela, asta dacă nu țin în blugi. Aici avem două încărcătoare USB-C, pe modern, cum se zice, și hai să ne uităm repede în spate cum arată. După părerea mea, loc de picioare lungi și loc în același timp de cetățean înalt. Panou de ușă, la fel, asemănător cu cel din față, buzunare și ce mi-a mai plăcut este că și pasagerii din spate au USB-C, încărcare USB-C, centuri de siguranță, ni le punem, da? Și centura la spate, cum se zice. Și hai să ne uităm și în portbagaj, se deschide cu buton, dar se ridică cu mâna, în spate. Din punctul meu de vedere, un portbagaj generos, gura de umplere este suficient de mare încât să poți să pui orice. Eu ieri am fost cu Tudor la un concurs de ciclism, MTB-ul lui, 29er, a încăput foarte bine în portbagaj, n-a fost niciun fel de problemă, pentru că am rabatat bancheta și chestia s-a transformat în asta. Bineînțeles că am dat jos panoul ăsta, l-am lăsat acasă, în cap liniștit, trolere, absolut tot ce vrei. Iar aici se află cablul de încărcare, este un spațiu suficient de mare încât să încapă și cablul de încărcare, dar și alte lucruri pe care le mai ținem prin mașină, precum ar fi acest pachet obligatoriu și anume kitul de siguranță, care conține trusă medicală, triunghi reflectorizant și extintor. Cam asta este despre noul Megane. Sunt foarte multe lucruri de zis, e foarte, foarte multă tehnologie pe mașina asta. Dar dacă ai întrebări până o să ajungi să o testezi, te rog, bagă un comentariu, întreabă-mă, abia aștept să-ți răspund, pentru că realmente sunt fascinat de ce au știut să facă inginerii francezi și cât de mișto poate să arate. Și mai mult decât atât, și cu asta închei, faptul că aici în spate nu se află eșapament, nu miroase, nu pune presiune pe plămâni, o face să fie și mai atractivă pentru mine. Vorbim un pic și despre autonomie, pentru că asta e de fapt discuția, ori de câte ori vorbesc cu cineva, așa mă, și câți kilometri faci? Apoi, cu mașina asta poți să faci liniștit peste 450 de kilometri și iată că de fapt trebuie doar să înveți că deși arată 27%, mai ai de făcut 123 de kilometri. Asta înseamnă, în stilul meu de mers, două zile de mers la birou, de întors și câteva drumuri. Deci nu intru deloc în panică să mă gândesc că rămân fără baterie. Așa că eu cred că o sumă de 450 de kilometri la cei 220 de cai pe care îi are această mașină
sunt arhi suficienți. E adevărat că atunci când faci un drum mai lung de 400 de kilometri, te duci la Cluj, la Timișoara, trebuie să iei în calcul mai bine, să-ți calculezi cum faci pe drum și unde te oprești pentru jumătate de oră, o oră, să încarci în așa fel încât să ajungi la destinație cu bine.